După ce au analizat situația fostului dispensar TBC, autoritățile au ajuns la concluzia că imobilul situat sub pasarelă trebuie demolat. Expertiza este aproape de final. Vedem după ce se termină expertiza care este varianta de lucru. Dar se pare că acea clădire, nefiind nici peristat de monumente, va fi demolată. Clădirea unde funcționa dispensarul TBC se află într-o avansată stare de degradare, acesta fiind unul dintre motivele pentru care dispensarul de tuberculoză a fost mutat într-un spațiu nou.